Expoziția Rembrandt, apogeul artei gravurii, care se află în câmpul lung de mai bine de 3 săptămâni, este împărțită în 7 secțiuni. Autoportrete, scene religioase, sfinți, alegorii și scene de luptă, peisaje, tipuri de personaje și scene de gen, nuduri, portrete și studii de cap. Programul de vizitare este zilnic între orele 9 și 19, doar luni fiind închis, iar prețul de vizitare este 20 de lei de persoană și 10 lei pentru elevi și studenți. Gravurile expuse în România provin dintr-o colecție particulară, iar aducerea în țara noastră se datorează ambasadorului Olandei în România, care a intermediat legătura dintre organizatorii argeșeni și proprietarul obiectelor de artă. Piesele realizate de Rembrandt pe plăci de cupru au fost restaurate și salvate de la deteriorare în anul 1864 de artistul Armand Durand la solicitarea curatorului șef al Muzeului Louvre din Paris. Gestul lui Armand Durand de a conserva și restaura aceste gravuri este unul de o deosebită importanță pentru istoria artei europene și care oferă astfel posibilitatea lumii întregi, iar acum și mușcelenilor, să poată admira unele dintre cele mai importante lucrări ale lui Rembrandt. În zona au fost asigurate măsuri speciale de securitate pe timpul în care gravurile sunt prezente în Argeș, cu polițiști în uniformă, dar și în civil, care vor supraveghea muzeul în interior și în afară, iar perimetrul este înțesat de sisteme de securitate suplimentare care monitorizează clădirea, polița de asigurare a gravurilor fiind una considerabilă. În tot acest timp, Muzeul Municipal Câmpul Lung s-a bucurat de un număr impresionant de vizitatori. Primul și în primul rând, în mod clar, expoziția a fost un succes la nivel regional. Până acum, cel puțin tot ce am găsit și reflectări în presă, nu doar în presa de specialitate, ci și în presa regională, toată lumea a apreciat demersul ca fiind unul de mare anvergură și fiind unul de mare succes. De asemenea, vizitatorii au fost extrem de încântați de ceea ce se găsește în acest muzeu, pentru că, într-adevăr, chiar dacă în zilele noastre, în secolul 21, gravura nu se mai bucură de prestigiul de care se bucura în perioada vieții lui Rembrandt, imediat ce apuci să iei contact direct cu arta gravurii, observi că arta plastică începe încet, încet să-și pierde din spectaculos. Numai din două zgârieturi, practic, pe o placă de cupru, ce efecte și ce elemente de artă plastică fundamentale se pot obține. Oameni de cultură, ambasadori și public, toți iubitorii ai artei, au fost prezenți la vernisajul expoziției intitulate Apogeul artei gravurii de la Câmpul Lung Mușcel, o retrospectivă unică și probabil de cea mai mare amploare datorată lui Armand Durand, care între anii 1865 și 1867 a imprimat 274 de gravuri ale lui Rembrandt, salvând astfel opera pentru posteritate. Nu numai la vernisajul expoziției au participat foarte mulți vizitatori, ci și de-a lungul timpului Muzeul Municipal Câmpul Lung a fost gazda multor iubitori de artă. Da, plecând de la corpul diplomatic și continuând cu oameni și critici de artă, am avut câțiva oaspeți de seamă, inclusiv din mediul de afaceri local, și îi așteptăm în continuare și pe alții să vină. Până pe ce dată mai stau expuse aceste lucrări? Expoziția este deschisă la Muzeul din Câmpul Lung până data de 21 septembrie.